găsit la o ediție specială Actual Regional, partea a doua, așa cum ați auzit și de la colegul meu, Ionel Lespuc, în această parte, alături de mine, doamna Corina Crețu, domnia sa fiind comisar pentru politică regională al Comisiei Europene. Sărut mâinile, bine ați venit și la mulți ani. Și la mulți ani nu ne-am văzut încă anul acesta, doar așa, televizionistic. Da. Și domnul Victor Ponta a fost premier al României, deputat și președinte al formațiunii Pro-România. Domnule prim-ministru, mă bucur să ne revedem la TVR Cluj. Ne-am văzut în diverse vremuri și vă urez un an cât mai bun. Doamne ajută, la fel și dumneavoastră. Prima știre care a apărut în cursul după amiezii de astăzi, n-am cum să nu începem cu aceasta. Uniunea Europeană vrea înghețarea fondurilor europene în cazul țărilor membre care nu respectă statul de drept. Doamna comisar, a ajuns și la dumneavoastră în mod sigur această depeșă, această știre, cum o interpretăm? Astăzi Parlamentul European a votat poziția sa față de propunerea Comisiei. Ceea ce pot să vă spun este că în cadrul Colegiului Comisarilor eu m-am luptat, pentru că a existat această idee încă de la început, ca nu numai politica de coeziune să fie afectată în cazul încălcării statului de drept, ci și celelalte fonduri pe orizontală, pentru că nu înțeleg de ce neapărat politica de care sunt eu responsabilă, pentru că inițial așa a fost ideea. Urmează să fie discutată în Consiliu această propunere, vine ca urmare a unor, cum să spun, unei radicalizări în viața politică europeană. Din punctul meu de vedere, eu cred că noi ne facem datoria în sensul că avem toleranță zero față de fraudă și cel puțin anul trecut numai 0,5% din erorile care s-au constatat pe proiecte europene au reprezentat fraude, altfel au fost necunoscute, dar e într-adevăr un joc politic. Noi, din punctul nostru de vedere, ne recuperăm prin corecții financiare toți banii când e vorba de proiectele pe fondurile de coeziune. Deci, pe scurt, să ne așteptăm la ceva foarte rău în timp foarte scurt? Păi depinde, sau ce, cum să... depinde cum va fi cuantificat acest stat de drept. Se va face un mecanism prin care în Consiliu se va decide dacă un stat de drept, dacă o țară încalcă valorile Uniunii Europene sau nu. Domnule prim-ministru, da. Haideți să explicăm totuși oamenilor, da, așa pe... Că limbajul european e foarte bun și important și doamna comisar trebuie să-l respecte. Numai... Eu sunt mai puțin ținut de limbajul european, pot să explic mai direct. Am avut ocazia în 2012 să particip din partea României la negocierile pentru noul buget, 2014-2020. Și atunci s-a pus problema pe care e ușor să o intuiți. Unele state mai bogate au zis, dom'le, să nu mai dăm bani la politicile de coeziune. Că uite, noi dăm bani din Olanda, Germania, Finlanda și cei mai mulți bani, cum e și normal, se duc România, Bulgaria, Grecia. A fost o bătălie politică și atunci bătălia politică au câștigat-o țările și acei oameni politici care au zis, domnule, Europa trebuie să se dezvolte cât mai uniform. Nu poți să ai infrastructură numai în Franța și să nu ai și în România. Am primit foarte mulți bani 2014-2020, după care a venit propunerea făcută de Comisia Europeană și de doamna comisar de DG Regio pentru 2021-2027. Eu personal și mulți ne așteptam să vezi că o să scadă banii, că nu mai vrea Germania, Franța să principalii contributori. Și totuși propunerea Comisiei este să dea mai mult. Deci pentru România, și așa e și corect, să primim 2021-2027 mai mulți bani. Cel deci care este absolut normal, corect. Stați puțin, e normal din punctul nostru de vedere. Păi eu, și eu vorbesc. Din punctul celui care dă bani, celui care dă bani, nu e neapărat corect. El zice, dom'le, dar de ce să dau bani în România? Dar cel care dă bani mai mult spune, da, măcar garantați-mi un lucru. Că banii pe care îi folosiți în România, în Ungaria, în Grecia, îi folosiți corect. Că aveți, eu vă traduc pe înțelesul tuturor ce înseamnă stat de drept. Înseamnă că banii ăia nu se cheltuie pe criterii politice, că dacă cineva îi deturnează, îi fură, ai un sistem independent care îi pedepsește pe cei vinovați și recuperă. Așa. Și atunci eu nu înțeleg un lucru. Sincer, nu reușesc să înțeleg. De ce ne deranjează? Noi vrem să încălcăm statul de drept? Noi vrem să avem stat de drept, nu? În România. De ce ne supărăm
Dacă Uniunea Europeană zice, domne, vrem să fiți, să respectați regulile. Omul eu nu înțeleg. De ce suntem trași de mânecă? Dar nu suntem mai, noi. Mai tot timpul noi. Nu. Vă explic de ce. Și cu gura omului de rând. Dar este un mecanism care se va aplica tuturor statelor. Pentru că omul, în primul rând, se aplică la toată lumea. Și de la Portugalia până în România și din Grecia până în Suedia. Dar în al doilea rând, pentru că omul de rând, în loc să beneficieze de acei bani europeni, se trezește că șoseaua pe care o facem din bani europeni, în loc să aibă kilometru, l-are de 800 de metri. Pentru că din bani europeni, în loc să facem groapa de gunoi, ne trezim că am cheltuit banii. Că în loc să facem spitalele regionale, și ajungem la subiectul ăsta, la Cluj, Iași, facem cine știe ce alte lucruri de care nu avem nevoie. Și atunci omul de rând spune, domne, sunt niște bani alocați României. Nu guvernului, nu primarului, sunt banii românilor și trebuie să fie cheltuiți corect. Eu vreau să spun un lucru, e în interesul României să fie cheltuiți corect. Eu nu înțeleg de ce un europarlamentar ar zice, nu, domne, vreau să încălcăm statul de drept. Nici vorba de așa ceva. E vorba de banii fiecărui cetățean european. Și asta, să știți, ar trebui să se întâmple și cu banii naționali. Când iei taxe de la firmele din Cluj, trebuie să știe că banii ăia de taxe și impozite... Unde se duc? Unde se duc și sunt cheltuiți corect. Nu poți să-i spui, dă-mă tu taxele și impozitele și treaba mea cum le cheltui. Despre asta e vorba. E un fel de alt MCV, pe alt stil, nu? Pentru toată lumea, atenție. Și e corect că e pentru toată lumea. Este o formulă de a proteja în plus banul european. Până acum au mai fost, scuzați-mă, doamna comisar, au mai fost astfel de monitorizări, astfel de exemple? Este pentru prima dată, pentru că, din păcate, în primul rând că acum se discută bugetul, așa cum spunea și domnul prim-ministru Victor Ponta, noi ne așteptam să avem un buget mai mic pentru coeziune în ansamblu. Iată că am reușit printr-o bătălie care n-a fost ușoară și în interiorul Comisiei, dar și cu statele membre, să avem anvelopa pentru politică de coeziune pentru prima dată în istoria Uniunii Europene cea mai mare, 373 de miliarde de euro. 80% din acești bani se vor duce în regiunile cele mai puțin dezvoltate. Așa cum știți, statele bogate au devenit mult mai egoiste și doresc să, în primul rând, că nu mai există acea încredere pe care o aveam până acum în sistemurile de audituri naționale, în unele state membre. Am auzit și știm foarte bine că e un exemplu din șirul acestor exemple negative, ar fi Ungaria. Acolo au fost foarte mari probleme cu astfel de fonduri europene. Știm foarte bine, acum 2-3 luni de zile a și fost o audiere a premierului Ungariei Victor Orban pe această tematică și pare să că se lărgește acest spectru. V-am spus, din punctul nostru de vedere, OLAF este un organism independent. În momentul în care noi primim o recomandare din partea OLAF, înghețăm automat fondurile europene și nu mai facem plăți până când nu se lămurește situația, iar bugetul european, de pildă, când s-a surpat aici o autostradă, practic corecția financiară a plătit-o guvernul României, iar guvernul României s-a îndreptat către compania care a făcut acea... Asta era pasul următor în explicație către oameni. În primul rând, dacă cei mai bogați dau banii, vor și au și ei dreptul să știe că acei bani să cheltuiți corect. Se pare corect. Doi, a existat o practică și există și azi când vorbim. Și anume, și sunt cazuri concrete în România, s-a constatat o fraudă într-un proiect. Guvernul României a dat banii înapoi. Comisia Europeană zice, domne, eu mi-am luat banii înapoi. Dar pe bună dreptate, toată lumea zice, da, i-ați dat din buget, adică i-ați dat de la români banii înapoi. Nu trebuie să-i pedepsiți, aveți un stat de drept, un sistem juridic care să-i pedepsească pe cei care au fraudat banii și să nu rămână gaura, ea n-a rămas la Comisia Europeană. Puteți să ne dați două exemple concrete ca să înțelegem și mai bine? Adică cazuri în care statul român a fost obligat să dea bani înapoi? Da, bineînțeles, cel mai cunoscut, cred că și de presă, este cazul Teldrum. Guvernul României a dat banii înapoi, dar nu i-a recuperat niciodată cei 25 de milioane de la... de la firme. Sunt și alte, sunt multe cazuri de acest gen. Și pe bună dreptate... Și în alte țări. Dar pe bună dreptate îi spun, domnule, vrem să vedem
că acești bani pe care îi dăm ajung acolo unde trebuie și dacă Spania, nu ajung, Italia, cineva răspund. A, vreau să spun un lucru. Nu e corupție în România, doar în România. Sunt absolut sigur și cu problema toții e, suntem siguri. Problema e și Spania sau să se știe doar de problematica României. Uite, eu vă spun un lucru, e un pas uriaș înainte față de MCV. MCV-ul s-a pus pe România și Bulgaria și celelalte țări, inclusiv Croația care a intrat după noi, n-au intrat pe MCV. Pe bună dreptate poți să spui, dom'le, de ce doar România și Bulgaria și ceilalți nu? Acest sistem este prima dată când se aplică la toate cele 27 de țări. Chiar suntem egali. Deci și atunci haideți să facem, să fim și noi corecți, adică să-i folosim. Vorbim bine. Așa generic, fonduri europene versus stat de și drept. Și dacă e să fim corecți, dacă ne uităm exact pe name and shame, adică să numești cele mai țările cu cele mai corupte, ele variază de la un an la altul, pentru că nu ai cum să pui niște aici nu e logic. Din acest punct de vedere. De ce ne se supără unii europarlamentari români? Că noi am cerut tot timpul să fim tratați egal cu ceilalți. Am zis totdeauna și o spun și eu, domne, dacă e MCV pentru România, să fie pentru toată lumea. Acest sistem este pentru 27 de țări. De ce să votezi contra? Eu am aici câteva frânturi din declarații luate de la câțiva europarlamentari români, domnul Boștinaru. Tratatul european, în primul rând, nu permite acest lucru. Doi, fondurile europene, fie că vorbim de fondurile de coeziune, fie că vorbim de politica agricolă comună, au alte criterii pe baza cărora se alocă și ca atare aici avem o problemă serioasă și aș putea să continui, dar aș dori singura problemă serioasă a domnului Boștinaru este să fie din nou pe listă. Eu vreau să vă spun problema adevărată e următoarea. Toate grupurile politice mari și socialdemocrații și PPE și ALDE au lucrat la acest punct de vedere al Parlamentului și l-au votat. Eu vă spun un lucru. Eu cred că pentru România este bine să avem reguli clare și egale pentru toată lumea. Dacă Uniunea Europeană stabilește reguli clare și egale, de ce sunt contra lor? Trebuie să fiu pentru. În deschiderea ediției... Dacă e vorba de tratat, politica regională este definită în tratat ca fiind politica care contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare, iar regulamentele pentru perioada 2021-2027 se stabilesc acum, în această perioadă, odată cu bugetul. Deci modul în care se folosesc banii nu se schimbă de la o perioadă la alta. Deci vorbim de regulamente la unele și nu chestiuni. De scopul principal al politicii de coeziune, care rămâne același ca cel din tratat, acela de a reduce decalajele de dezvoltare economice, sociale, teritoriale dintre statele membre. Dacă o luăm așa generic, fondurile europene... Pot să fac ultima traducere? E ca și când se votează codul rutier și scrie acolo, dom'le, dacă treci pe roșu, e sancționat. Și eu sunt contra. Păi de ce ești, dom'le, contra? Vrei să treci pe roșu? Nu vrei să treci pe verde ca toți ceilalți? Pentru că pe plaiurile noastre mai există și gică contra. E, da, nu, nu. Păi, ați întrebat eu am cerut, nu? Ca premier, ca om politic, am cerut de fiecare dată și am zis, vreau România să fie tratată egal cu ceilalți. Corect. Acum când e o regulă care se aplică la toți 27, de ce nu vreau să se aplice la mine? Asta în deschiderea ediției, la un moment dat, doamna comisar vorbea despre aceste fonduri europene versus stat de drept și a avut o frază cheie, pare să, dacă bine mi-aduc aminte, statul de drept, cum se poate cuantifica? Ceva de genul acesta ați spus, doamna comisar. Domnule prim-ministru, cum se poate cuantifica statul de drept? Uniunea Europeană în care noi ne-am dorit să fim. Eu aud chestia asta, ne-au luat cu forța, nu e adevărat. Românii, eu vă spun, așa eu este. Am vrut să fiu Uniunea Europeană, bănuiesc că și doamna Crețu și dumneavoastră. Noi am vrut. Și subsemnatul. Ca orice familie politică, are niște un set de valori. Și statul de drept este una dintre aceste valori. Dacă vrei să fii în acea familie, trebuie să respecti părțile bune. Primești fonduri europene, da? Primești subvenții pentru agricultură. Respecti și ceea ce poate nu-ți convine, și anume, asigur statul de drept, asigur libera circulație a persoanelor, a capitalurilor. Nu poți să iei doar partea bună de la Uniunea Europeană și partea aia nu. Vă dau un exemplu. Trebuie să asum și pe vă dau un exemplu legat de ceva ce se întâmplă în aceste zile, se va întâmpla în viitor. Politica de protecție a mediului a Uniunii Europene, protocolul de la Kyoto și așa mai departe, spune așa, toți poluatorii trebuie să cumpere certificate de CO2 în funcție de gradul de poluare. Știu chestia asta pentru că provin dintr-un județ, sunt deputat, Gorj, care are compania energetică Oltenia,
care produce energie electrică și, evident, trebuie să cumpere certificate de CO2, care, mai departe, banii aceia sunt investiți în programe de mediu. Deci e partea bună, faptul că ești într-o piață regională, o piață europeană, că beneficiezi de investiții, de fonduri europene pentru mediu, iei și ce nu-ți place, și anume dacă poluezi, plătești. Uite acum scandalul de la CEO Oltenia. Pare să că s-a cam rezolvat. Atenție, s-a rezolvat în felul, în felul în care s-au rezolvat toate problemele în ultimii 2 ani. S-a promis ceva cu salarii. Dar CEO Oltenia are nevoie și de salarii mai bune, pe bună dreptate, dar are nevoie de investiții în tehnologie, pentru că o să crape curpurile alea. Investiții fără de aceste... Așa. Adeverințe sau cum... Și are nevoie de respectarea legislației europene. Știți ce o să întâmple pe 31 aprilie? În fiecare an, CEO Oltenia a cumpărat certificatele de CO2. Anul ăsta nu le-a cumpărat. Pe 31 aprilie o să spună, n-aveți certificate, trebuie ridicat autorizația de mediu de către Ministerul Mediului din România. În loc să spui, dom'le, e vina noastră, că am aruncat banii pe cine știe ce, pe mașini străine și pe așa, uite, Uniunea Europeană ne închide CO. Nu ți închide Uniunea Europeană CO. Tu ai fost de acord să fii într-o familie în care cel care poluează plătește și primește alte... Dar poate că foarte mulți nu cunosc încă aceste... Vedeți, asta am spus și azi. Discursul ăsta e cel mai simplu să zici. Dom'le, nu e vina noastră. Totdeauna e cineva din afară care nu ne lasă. Nu e adevărat. Eu am văzut, am fost la Ateneul Român la acel eveniment. Eu am văzut 3 oficiali, cei mai înalți oficiali europeni, da, președintele Comisiei, al Consiliului și al Parlamentului European, vorbind mai frumos despre România decât am vorbit noi. Discursul domnului Tusk, să nu se supere oamenii politici români, dar a fost mai bun pentru România și despre România decât orice discurs al unui... Domnul Tusk în fiecare țară făcea la fel, știm foarte bine. Foarte bine face, deci, foarte frumos. Ideea următoarea, să spui că vrea cineva din afară... Are carisma proprie, cu de acord, care, să cu spui care că cineva din afară ne vrea rău. Nu e adevărat. E o competiție între țările europene. Este o competiție evidentă, dar noi nu ne împiedică nimeni să participăm la această competiție, să participăm la luarea deciziilor. Dacă totdeauna îți găsești să dai vina de ce n-ai făcut, în loc să găsești soluții cum să faci, mai ales că să nu ne plângem. Și președinția și noi suntem cei care coordonăm tot acest proces. Trebuie să coordonăm. Președinția ne asigură, ne garantează niște lucruri care până acum nu s-au întâmplat și nu se vor întâmpla peste 7 luni de zile? Deci, după părerea mea, aceste 6 luni sunt cele mai importante din istoria României după intrarea în Uniunea Europeană. Așa. Pentru că pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, e prima președinție pe care o are, România nu numai că se coordonează cu celelalte state membre, ci va coordona diferitele lor de poziție. E adevărat că Europa este mai divizată ca oricând și, pe de altă parte, e acest trend care este ușor de a da vina și a spune că tot ceea ce e rău vine de la Bruxelles și tot ceea ce e bun vine de la autoritățile naționale și locale. Eu cred că acest lucru trebuie să înceteze, pentru că altfel pierdem cu toții și să recunoaștem câte beneficii a avut, de pildă, o țară ca România. 45 de miliarde au intrat în România la o contribuție de 45 miliarde de euro, la o contribuție de 15 miliarde de euro, ca să nu mai vorbim de libera circulație, de faptul că mii de studenți au beneficiat de programul Erasmus, au avut posibilitatea să... Deci, din acest punct de vedere, se merge pe lipsa de informare, care este evidentă față de problemele europene. Din păcate, numai TVR-ul, din câte știu eu, are corespondent la Bruxelles, ceea ce e trist pentru o țară care ar avea nevoie să fie informată de ceea ce se întâmplă în inima Europei. Și e foarte ușor acest discurs, care este periculos și pune în pericol viața noastră, viitorul copiilor noștri și al generațiilor viitoare. Pentru că este stația, este televiziunea publică națională, TVR-ul, dacă tot a venit vorba, broadcaster official, care transmite mai tot și se preia de la noi. Nu aici vreau să ajung. Doamna comisar, în ultimele luni ați avut mai multe atenționări publice adresate inclusiv premierului României și guvernului României. Ecouri au existat după aceste atenționări publice, subliniez. Nu, în ce sens? Deci am vorbit de câteva proiecte pe care aș fi vrut să le terminăm până la încheierea mandatului meu. La acestea mă refer. În primul rând, spitalele regionale.
pe de altă parte în infrastructură, măcar să fie depus la comisie proiectul Pitești-Sibiu, fiind anul centenarului, mi-aș fi dorit ca anul 2018 să avem depusă la comisie, să avem depus la comisie proiectul Târgu Mureșeaș-Ungheni, pentru că ar fi fost cel mai clar și simbolic lucru care se putea face în anul centenarului, mai ales că există bani pentru studiul de fezabilitate și ne-am oferit în acest lucru. Deci, cum să spun, mai mult de atât, noi nu putem impune. Există un master plan de transport, cred că se putea face mai mult, s-a făcut în 2018, s-au făcut progrese, am avut planuri de acțiune, dar nu pe măsura așteptărilor. S-au pierdut bani? Bani mulți? S-au evitat dezangajările de fonduri automate, deci că în ultimele două săptămâni din decembrie, între 15 decembrie și 31 decembrie, au fost depuse proiecte de 640 de milioane de euro, deci de-abia de acum înainte vom ști dacă vor fi eligibile sau nu. Deci, rata de absorpție este la 18%, în 2017 era la 7%. Deci pentru perioada 2014-2020. Am venit comisar european cu rată de absorpție pentru perioada 2007-2013 de 47% și am încheiat exercițiul financiar cu 91%. Iar acum, pentru perioada 2014-2020, suntem la 18%, în condițiile în care am avut oameni care literalmente s-au mutat în țară, experți care au ajutat oamenii. Este clar că nu există o capacitate administrativă suficientă, dar totuși sper că după 12 ani de intrare de la în Uniunea Europeană vom reuși să învățăm din greșeli, pentru că până la urmă fiecare țară la începutul perioadei de programare trebuie să calce pe bec, vorba noastră, pentru că altfel dar nu merge. De câte ori trebuie să călcăm pe bec până ne învățăm? Cam călcat odată 2008-2009-2010, da? Acum călcăm din nou. Vreau să vă spun, eu chiar sunt foarte supărat, pentru că erau niște proiecte... Pe foștii dumneavoastră colegi? Pe cei care dar au oprit niște proiecte concrete. Care a fost miza opririi? Bun, în primul rând, n-a fost ușor când am obținut finanțarea europeană pentru Cluj, Iași, Craiova, spitale regionale, da. Și am și negociat un singur proiect, practic un proiect de spital, mi-a adus aminte domnul Rus, era cel din Stuttgart, da? 200 de milioane, facem un singur proiect, o singură licitație, după care se apucă de construcție. S-a ajuns, uite am pierdut, iar asta era în 2015. În 2016 trebuia să începem licitația pentru proiect, să ne apucăm de lucru. În mod normal, 2021 erau funcționale. S-a ajuns, suntem în 2019, am pierdut 3 ani și s-a ajuns de la un proiect care să se aplice la Iași, la Cluj și la Craiova, s-a ajuns la 9. Adică în 3 orașe să se facă cât un studiu de fezabilitate, în 3 orașe să se facă o licitație pentru construcție, în 3 orașe să se facă, deci s-a spus 2027. Autostrada Pitești-Sibiu și Iași-Târgu Mureș. Vă anunț, m-am fript, am pe pielea mea cicatrice. Adică? Nu se pot face din parteneriat public-privat. Bani privați care vin ar însemna ca să punem taxă din 100 în 100 de kilometri, nu știu, 500 de euro. E neserios. Pentru că banul... Ai bani europeni, bani pe care nu trebuie să-i dai înapoi. Din 14 proiecte pe programul Infrastructură Mare, aflate acum, aprobate, 13 sunt din perioada trecută fazate și unul nou, faimosul metrou de la București la Otopeni, care nu știm dacă se va face. Sunt bani, sunt nu miliarde de euro. Se va aproba în ianuarie, da. Gara de Nord, IKEA, care este stația Tokyo, undeva pe la IKEA. Deci partea... De la am auzit IKEA acolo la aeroport, o buclă înțeleg doar că va fi finanțată va... de o bancă japoneză. Din punctul nostru de vedere... Poate că și la Cluj o să avem. Din punctul nostru de vedere, beneficiu, cost-beneficiu subteran nu se justifică. Noi am fi putut face o economie de 200 de milioane de euro din alocația României dacă s-ar fi mers suprateran de la... Bun, IKEA astea la... sunt detalii, cred că cei din Cluj nu știu exact unde e IKEA în București sau. Eu ce vreau să spun? Interesează. Cât am fost prim-ministru, nu s-au făcut destule investiții publice, o spun eu. Dar din 2016 au tot scăzut, 2018. De ce nu exista voință politică sau? E mult mai ușor să zici dau salarii și pensii, nu să faci investiții. Problema că acest sistem e un fel de Caritas în care tot timpul mărești, plusezi. Cum a fost, uite, în minerit
Foarte bine că dau salarii mai mari. Dacă nu faci investiții în grupurile energetice, dacă nu respecti condițiile de mediu, n-ai cum să dai salarii, adică dai degeaba salarii. La fel și salarii mai mari, un lucru bun. Dar dacă nu faci investiții, și investițiile în România cele mai mari au fost făcute din fonduri europene. Faptul că acum spunem, las că facem parteneria public-privat și nu știu ce, e o greșeală și eu am voie să spun, doamna comisar, nu. Nu există decât o singură explicație logică, că știți, orice om mă întreabă, dom'le, dar de ce nu vor fonduri europene? Pentru că fondurile europene sunt controlate, pentru că fondurile europene au audit, pentru că fondurile europene, și mai controlate, dacă le furi, da? Dacă le deturnezi... În primul rând, pentru că e nevoie de proiecte de calitate. Sigur. Și există și aici... Și noi nu suntem capabili, doamna comisar. Am luat 93% din exercițiu trecut. La această masă de nenumărate ori. Nu suntem noi capabili? Nu avem noi oameni capabili? Noi am oferit toată expertiza posibilă pentru a ajuta autoritățile locale. Uniunea Europeană oferă finanțare, oferă exemple de bune practici, dar atunci când este vorba de proiectarea, realizarea proiectelor și implementarea lor, este 100% responsabilitatea statelor membre. Bun, ca să încheiem... Numai o secundă, că da? Ați pus o întrebare cheie, dar noi nu suntem în stare? Ba, suntem. Tocmai v-am spus că pe 2007-2013, cu niște oameni buni la București, cu Corina Crețu și echipa ei, că e o echipă acolo. În perioada respectivă. Am ajuns la 94-95. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceia care erau buni, capabili? Au plecat? Nu mai sunt? Le hamântea peste ei? Trebuie să aibă putere de decizie și trebuie să nu li se ceară să facă altceva decât trebuie să facă conform regulilor europene. Când le ceri, lasă-mă, nu mai respecta tu ce zice Bruxelles sau ce spune Comisia. Fă tu cum îți spun eu, ca la mine, în județ acolo, dă-i drumul la licitație, cheamă-l pe ăla, adu-l pe ăla. Nu merge așa. Cu banii europeni nu merge așa. Județul țintă, l-ați spus. Nu, am zis un județ. N-am nominalizat. E vorba și de stabilitatea politică. Deci, aveți probleme și la Cluj cu folosirea banilor europene, nu doar la Telorman, din păcate. În 2015 eu am fost nominalizată de primul ministru Victor Ponta, apoi a urmat... 2014. Apoi a urmat guvernul Cioloș, apoi a urmat guvernul Grindeanu, Tudose și acum guvernul Dăncilă. Deci 5 guverne în 4 ani înseamnă nu numai schimbarea unor oameni, ci și schimbarea priorităților, mai ales în domeniul infrastructurii. Acest priorități, lucru este, mentalități acest lucru și este tot ce ține... fatal, pentru că orice proiect de calitate ia timp și, așa cum spuneam, eu nu sunt foarte fericită că cea mai mare... Sunt fericită că s-au evitat dezangajările de fonduri, dar vom ști peste câteva luni la audituri dacă aceste proiecte vor fi eligibile sau nu. Eu l-am înțeles pe domnul prim-ministru. Doamna comisar, spuneți-mi, vă rog, noi mai apucăm, noi clujenii, vreau să zic, vreodată să privim la Spitalul Regional de Urgență? Deci nu știu care este decizia Guvernului României. Din punctul nostru de vedere al Comisiei, totuși, așteptăm în primul rând... informațiile necesare? Așteptăm proiectele. Nu băgați în colț. Nu, așteptăm proiectele acelor 3 spitale regionale. Aceste 3 spitale regionale au fost realizate inițial, trebuiau realizate cu 300 de milioane de euro toate cele 3. Sunt de fezabilitate pentru că fiecare ministru avea 7 care au fost până acum, fiecare a venit cu propria lui viziune. Iar sunt de fezabilitate de la BEI arată că aceste costuri pentru construirea celor 3 spitale, dar nu e vorba numai de clădiri, e vorba și de echipamente. Corect. Și de parcări și așa mai departe. Toată logistica. Toată logistica să ajunge între 1,2 și 1,5 miliarde și așteptăm să ni se spună în mod oficial, pentru că neoficial, în fine, la televiziune am auzit-o și pe doamna ministru al Sănătății și pe doamna ministru al Fondurilor Europene că vor dori să fazeze aceste proiecte, adică să se facă în două părți. Pentru a fi fazate, trebuie să primim proiectele, să le analizăm și apoi să decidem finanțarea și să fazăm finanțarea. Nu am primit proiectele. Mai există posibilitatea de a mări suma alocată spitalelor regionale, pentru care tot la fel trebuie să avem o solicitare în scris. Deci eu sunt deschisă să discut orice variantă, pentru că pentru mine important este ca aceste spitale să se facă. Dar atâta vreme cât guvernul nu se angajează în discuție cu Comisia Europeană, nu putem decât să vorbim pe variante politice posibile. Europene cu dumneavoastră, stimată doamnă. Politică actuală, cotidiană, zisă pe șleau cu domnul prim-ministru. Domnule Ponta. Și politica românească și trebuie să aibă legătură corect cu politica europeană, se dacă pare, vrem mi să pare beneficiem. Corect. Un mic grup, așa pe model
grupul de la Visegrad, hai să-i spunem, Alianța Vestului. Da. Ați lăudat această inițiativă a celor patru primari? În primul rând, eu am citit documentul. Am văzut mulți critici care nu știau ce scrie în document. Și am văzut în acel document niște proiecte moderne pentru un smart city, pentru infrastructură, pentru... De ce să fim împotriva unor proiecte pentru viitor? Doi, am auzit o acuzație infamă cu care nu pot să fiu de... Eu sunt din București, dar... Dom'le, deci vor să rupă România, să... Acestea să povești vechi. Poate să nu-mi placă de... foarte bine. Nu poate să nu-mi placă, nu știu, de primarul Boc sau mai știu eu care, dar nu pot să spun că vrea să rupă România. E o acuzație aberantă și nu pot să susții așa ceva. Al treilea lucru. Aceste orașe încep să dezvolte un model economic și social de succes, de dezvoltare. Eu aș vrea și Târgu Jiu în curând să aibă investiții, să aibă... să-și propună să aibă un plan de dezvoltare cum are, nu știu, Oradea, nu zic de Cluj, ca să... Aș vrea ca Alexandria din Telorman... De ce n-a spus de Cluj? Nu, zic ca, să nu, ca să nu ziceți că, ca să nu ziceți că personalizează. Domnul prim-ministru, potrivit articolului 9 din dezvoltarea urbană, așa, fiecare oraș reședință de județ are deja alocați bani pe care îi poate gestiona în mod direct. Eu vreau să spun o idee. Cluj are 50 de milioane de euro. Eu vreau să spun o idee. Eu nu cred că trebuie să fim toți săraci și bogați să-i luăm, să-i facem și pe ei săraci. Eu, din potrivă, aș vrea să fim toți mult mai dezvoltați, mai bogați. Aș vrea să avem infrastructură, să avem internet, să avem cine servicii. Cine nu și-ar dori, domnule prim-ministru? Păi și atunci de ce să te opui unor inițiative locale? Mai cred un lucru. Sunt și primari care nu-mi plac. Sunt și autorități locale care, dar de principiu s-a dovedit acest lucru, autoritatea locală și regională este mai eficientă decât cea centrală. Nu întâmplător, în toate sondajele, oamenii au în primul rând încredere mai mare în primar decât au în guvern. Nu vorbesc, nu personalizez guvernul sau primarul. De ce să fii contra? Dacă Iașu cu Suceava, cu Bacău fac o alianță prin care să atragă și să-și aibă o strategie de dezvoltare, ceva rău, ceva bun. Pentru că suntem obișnuiți cu centralizarea, știți? Și centralizarea nu funcționează. Și ideea implementată în ultimii ani, că toți primarii trebuie să fie un fel de oameni care merg cu căciula în mână la București să le dea cineva bani, este o idee greșită din păguboasă. Punct de vedere păguboasă și care aservește din punct de vedere politic. Eu, să știți, nu vreau să facem polemică. Vorbesc cu foarte mulți primari, de la PSD, PNL, nu contează. Și toți îmi spun, domnule, dacă se aude că ne-am văzut, îmi taie banii. Cum, domnule, îți taie banii? În schimb, m-am văzut cu alți primari, m-am văzut și cu domnul Boc, m-am văzut cu domnul Bolojan, care zic, domnule, ce bani să-mi taie? Ce bani să-mi taie corpul? Nu trebuie la primar din PNL? Nu, primar PSD, mă văd cu domnul Chirică la Iași, iarăși. Vorbesc de faptul că primarul nu trebuie să fie un cerșetor la guvernul din București când are resurse locale. Trebuie să-i încurajez pe toți, după care guvernul central zice, măi, uite, partea de vest a țării sau Bucureștiul se dezvoltă mai repede, hai să investesc eu fondurile structurale europene și fondurile românești să dezvolt și infrastructura din zonele mai sărace, ca să deschidă fabrici, să ai nivel de viață. Eu nu cred că trebuie să ne opunem ideilor de dezvoltare, ci trebuie să folosim dar părțile bune. Dar când este politizat totul, atunci știți foarte bine că politizăm. Comisia Europeană încurajează inițiativele locale și potrivit dezvoltării urbane, fiecare țară trebuia să aloce cel puțin 5%. România, în timpul guvernării dumneavoastră, domnul Victor Ponta a ales să dea orașelor 20% din POR. Ceea ce e foarte bine. Iar noi considerăm că acest lucru, într-adevăr, este foarte bun, pentru că primarii sunt primii care știu cel mai bine care sunt nevoile cetățenilor. Corect, și așa este. În perioada viitoare, acolo, începând din martie, se va negocia noul acord de cooperare între Uniunea Europeană și România pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții. Și aici aceste asociații, structuri, arhitectura, aici vor fi definite în acest acord. Din punctul meu de vedere, cred că este mult mai eficient să lucrăm direct cu regiunile ca în Franța și în Germania, unde autoritățile de management sunt chiar regiunile respective. Este mult mai simplu, este mult mai ușor. Dar știți care e problema? În România avem această problemă administrativă. Avem 8 regiuni. Oamenii noștri au venit și au spus nu știm care sunt partenerii noștri, pentru că în fiecare regiune avem 8 președinți de consilii județene, 16 primari sau de orașe și așa mai departe. Într-o
într-o regiune în Germania sau în Franța, regiunea este și autoritate de management și avem un singur interlocutor. Deci aici cred eu că ar trebui să ajungem. E adevărat că partea, cum să spun, care pe mine cumva m-a frapat, este că veneau la mine președinții de regiuni din Germania și luptau pentru această politică de coeziune, iar eu le spuneam, duceți-vă la guvernatorul, la doamna cancelar Merkel. Ce, da, însă n-are imaginea de ansamblu, pentru că noi lucrăm direct cu regiunile, cât folosim. Știți ce e cel mai interesant? Cei mai importanți oameni din România, domnul președinte Iohannis este fost primar, domnul Dragnea este fost președinte de Consiliul Județean. Deci doi oameni care s-au afirmat politic, în primul rând, în politici locale. Și păi de ce să fim împotriva politicilor locale și regionale? Eu, de exemplu, n-am fost ales local niciodată. Dar am putut să văd că întotdeauna deciziile se iau mai repede, de principiu mai apropiat de cetățean, decât le iau un minister. Apropo, la Cluj, dacă se face ceva, știi unde îl găsești pe primar, unde îl găsești pe președinte. Dacă vă întreb cine e ministrul dezvoltării și mie, oricum se schimbă din 3 în 3 luni, nu știe nimeni din Cluj cine sunt. Deci eu cred în această descentralizare, inclusiv a programelor finanțate din fonduri europene. Suntem spre finalul ediției speciale de astăzi. Se apropie cu pași repezi tot ce înseamnă alegeri pentru Parlamentul European. 26 mai. Poftiți? Da. 26 mai. Așa este. Imediat. Astăzi după masă am citit undeva pe Careva Flux. Cei de la USR deja și-au făcut lista pentru europarlamentare. Pe primul loc domnul Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României. Doamna Corina Crețu, la un moment dat am citit că veți accepta probabil oferta făcută de către... Am făcut în această seară anunțul și îmi duc în continuare mandatul până în ultima zi de comisar. Dar acceptați propunerea domnului Victor Ponta de a deschide lista la Pro-România? Cred că ați fost în studio. Știți ce e cel mai important dincolo de personalizare? Evident, și domnul Cioloș, un om cunoscut, doamna Crețu. Eu voi fi pe listă locul 1, dar nu merg la Parlamentul European, ci vreau să, practic, să coagulez candidații, doamna Crețu și ceilalți, pe 3 criterii. Care din punctul meu de vedere cele mai... În primul rând, profesionalism. Vreau să trimitem la Bruxelles oameni care știu ce înseamnă Parlament European, Comisie Europeană, mecanisme europene. Problemele acestea... Nu-i momentul să trimitem... Problemele acestea nu se pun la doamna Crețu. Bun. Doi. Vreau să trimitem la Bruxelles, și asta e foarte important, ca România să trimite europarlamentari care chiar cred în ideea pro-europeană. Noi nu vreau să trimitem eurosceptici, populiști, oameni care una zic la Bruxelles și alta zic în București și dau totdeauna vina. Vorbeam mai devreme, nu vreau să luăm prea mult timp, cum cei din Marea Britanie se duceau în Marea Britanie și ziceau, e rău totul la... Și când a venit referendumul, ce să mai zică, că e bună Europa, uitați-vă ce li se întâmplă acum. Așa și al treilea lucru, totuși oameni care sunt recunoscuți și aderă în mod voluntar la o familie europeană. Nu vreau să o luați ca pe o polemică politică. Eu nu înțeleg cum pot europarlamentarii PSD să voteze totdeauna contra grupului social-democrat. Probabil este o mică înțelegere. Nu e nicio înțelegere, vă garantez. Adică dacă ești într-o familie, înseamnă că tu crezi în acele valori. Nu poți să crezi în acele valori la Bruxelles și la București să nu crezi în ele. Am înțeles că la Satul Mare nu mai există PSD, doar Pro-România. Nu, asta îmi propun să nu mai existe. Eu mi-aș dori să se schimbe bine. Dar cu Pro-România vreau să facem un proiect Pro-România, crezând și fiind convins că să fii pro-România înseamnă să fii pro-european, că e bine să fim în Europa. Ce va face Pro-România din februarie încolo, adică în Parlamentul României? Ne batem în principal cu aceste măsuri economice adoptate în decembrie, care sunt foarte, foarte rele pentru economia românească. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, stimată doamnă, domnule prim-ministru, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cam mulțumim atât, și venim mereu cu plăcere la TVR. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Cam atât, oameni buni, la Actual Regional ediție specială, de aici, de la Cluj. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!